și bine v-am găsit la Probe Online, exerciții de matematică. Am spus bine v-am găsit, bine ați venit, că vin la noi, nu? Bine ați venit la Probe Online cu lecții de matematică, da? Cu exerciții de matematică, cum spui. Deci tema pentru acasă, pentru acasă, clasa a doua, și azi suntem în 10? În 10. 10 august 2017. Păi, David, tu, Mario, și David, e prezent aici. Vreau ca azi o lecție foarte importantă pentru voi. Fără mama aici, care se facă treaba aceea, să aude probleme, să nu știu ce, nu știu cum, noi suntem cei. Inventăm noi. Noi inventăm și noi răspundem de ce facem. Da. Atenție multe. Trebuie să fii foarte atent să greșesc. Deci stai cu ochii pe, și pe tablă și pe caietul tău. Eu lucrez decât în ritmul în care faci tu. Bine? Da. Face convenția asta. Tu lucrezi pe caietul. Te uiți numai pe care tot eu, lucrezi acolo și eu copii după ce vorbești tu. Tu vorbești și eu fac asta. Pentru început să ne dăm drumul cu o mulțire de două numere. Bine. Bun. Gata. 387 ori 96. Egal. 387. Așa mai tare, 387. Ori, da. În paranteză, da. 100. 100, ți-e și mie că ți-o vine bine tare acum asta. 100 minus 4. Așa. Și ca mai departe, cum? Ca mai departe, nu scriem de 100 de ori 387. Nu scriem de 100, da. Mă încheie 387. Ori. Ori. 100. Ori 100. Așa. Minus. 387. Așa. Ori? 4. Gata. Egal mai departe cu? Asta că muncești mult ca să muncești. 3780. Ia restul. Plus 3. Cât e 0 ori punem aici? 2. Așa. 38.700. 38.700. Foarte rapid de făcut-o. Minus? Nu. Putem să facem așa. Dar trebuie să... 3.800 minus. Așa. 38.700 minus. Deoparte să facem mulțirea asta, da? Adică cine? 387. Ori? 4. Și te rog să vorbești. Face cât? Ia te rog. 47. Așa. 28. Da. 47, 28. Și 2 le ține. Da. 4 ori 8 32. Da. Și cu 2, 34. Corect. 4. Da. Și 3. Da. 4 ori 3. Așa. 12 și cu 13, 15. 12 și cu 3, 15, da? Deci... 1548. 1548, am înțeles. Și acum... Scădem, nu? Da. Din... Pe 0 minus 8, nu se poate. Aha, faci direct așa tu. Da. Bun. Sau... Bun, bun, mă bucur foarte mult. 0 minus 8 nu se poate, nu avem nimic. Avem aici. Avem aici. Rămâne 9. Rămâne 9 la 0. La cel din față și 1 da. Rămâne la unități. Și 2. Nu, e 10 aici. La ultima. E 10, înseamnă da? Că acum e 2. Deci 8 din 10, 2, ai zis bine. 2. 9 minus 4, 6. Nu, 9 minus 4, 5. Da. Păi să nu greșim. 5 minus 7, 2. Deci 5. 7 minus 5, 2. Păi mai este 7 aici. 7 minus 5. Nu, ne-am promutat parte. 6 minus 5, 1. Așa, 6 minus 5, 1. Da. 8 minus 1, 9. 8 minus 1? 7. Așa. Și 3 rămâne gol. 3 rămâne singur, da? 37.152. Iată răspunsul la care am ajuns. Să vedem viteză maximă, să vedem la ce ajungem. Adică o să facem deoparte 300.
Să facem și varianta aceea în care zicem 20. Nu-ți place. Nu-ți place. E egal cu 387 ori 96. Ia să vedem. Hai. 6 ori 7, 42, 2 și 4 reținem, da. 6 ori 8, 48 și cu 4, 52, 52, 2 și 5 reținem, da. 6 ori 3, 18, da. Și cu 5, 23, 23. Nu ne-a dat bine pentru că ne-am făcut cu 4. Sigur că, dar nu seamănă cu chestia aceea. Acum, 9. Hai să mulțim cu 9. Scriem 0, sunt 2. Așa, că suntem la 10, corect. 9 ori 7. Așa e bine, pentru că scădem un ce ne dă. Da. 8 ori 7. 63. 3 și 6 reținem. 3 și 6 reținem. 9 ori 8. 72 și cu 6, 78, 8 și 7 reținem. Da. 9 ori 3, 27 și cu 7, 27 și cu 7. 35. 34, cred. 77 fac 14. Da? Da. 78 face 15, dar 77, 14. 30? 30? 4. Tragem linii și adunăm. 2. 2. Și bun. Ne dă bine. Da. 5. Și bine. Da. Nu e bine. Cum? 38? 38. Da. 12. 1. Și bun. Bun. Bine. Bun. 6 și cu 1, 7. Bun. Bine. Și 3. Excelent. 37.000. Gata. 157. Ați luat rezultat, suntem fericiți. Dintr-un am ieșit, n-am mai bulbuit deloc. Știi bine, când greșim undeva, trebuie să ne întoarcem, să găsim greșeala. Nu prea mi-e convine, dar pierde și mult timp. Da, e mult mai bine să reușești deodată. Așa, aici trebuie să ținem. Și asta e funcție de cum știm tabla mulții. Dacă o știm foarte, foarte bine, nu greșim. Nu? Și atunci lucrurile merg foarte bine. De asemenea și adunare. Când zici 7 și cu 7, nu fac 15. Hai să spun cu 7. Fac 14. Nu mai e greșit. Așadar, în clipa asta am văzut o primă probă cu tabla mulțire, ne-am încălzit. Hai să facem o primă problemuță care se sune așa. Să spunem, când Davide. Deci, când Davide s-a născut, da? Când Davide s-a născut, mama avea atât, 27 de ani. Deci când Davide s-a născut, mama avea 27 de ani. Aici se naște David. Da? 27 de ani. După 3 ani se naște și Mario. Deci Mario, după 3 ani, după ce s-a născut David. Păi, lui David îi mai adăugăm încă 3. Deci până 3 ani lui David aici, când s-a născut Mario. Și încă 3 la mamă. Și încă 3 la mama, obligatoriu, că și mama crește încă, să da, 3 la mama. 3 la mamă? Da. Mama are deja 30. Dacă s-a făcut la 30, da. Are deja 30. Și, și Mario a împlinit 4 ani. 4 ani. Câți ani au împreună acum? Câți ani au împreună?
Mario, acum am primit 4 ani. Câți ani au împreună? Păi eu sunt mai mare decât tine. Nu cred că ești mai mare. Nu sunt mai mare. Păi 4 cu 7. Deci 4 și cu 3, da? Deci vine, vine și Davide încă 4 ani. 4 și cu 3. Da. Mama merge și ea încă 4 ani. Da? Și atunci, câți ani au împreună? Mama. Mama. Deci mama. Plus Davide. Plus Mario. Vor avea acum, egal, ce vârstă? 34 Mama, Davide și Mario. Mama are 34 de ani. Mama are 34 de ani. Deci la mama punem 34 de ani, că ai văzut-o acolo 27 și cu 7, 34. Plus Davide care are 7 ani. Și plus Mario care are 4 ani. Suma 34 plus 7 plus 4, 34 plus 7 plus 4, este egal cu 47, 11, da, și 4, 15. 15. Și 1 rețin. Corect. 31, 4. 4, 5, da. Poate nu puteam face problema invers. Să dăm ca au 4, 5 de ani. Da. Deci dăm rezultatul. 4, 5 de ani. Și nu mai dăm vârsta mamei. Dar spunem așa. Când s-a născut Mario, când s-a născut Mario, Davide avea 3 ani. Așa zice. Când s-a născut Mario, Davide avea 3 ani. Când s-a născut Alo. Bună ziua. Vă rog. Eu sunt într-o lecție de matematică. Acum sunt la Profa Mai TV, sunt în direct. Nu am cum să. Da? Da, știți, mă întrebați de la ora, pe la ora 8-9 de seara. Da? Bun. La revedere. Deci zicem așa. Nu mai dăm mama avea atâta, doar atât. Când Mario s-a născut, Davide avea 3 ani. Acum Mario are 4 ani. Suma lor, fetii ce smecherii face, suma lor e 45. Câți ani are mama? Câți ani are mama? Câți ani are mama, Davide și Mario? Ușor, o fac așa. Fii atent. 4 plus 3, 7. Și 7 cu 4 va da 11. Și fac 45 minus 11. Și ai aflat vârsta mare, da? Cât are mama acum? 30. Dacă te întreb, câți ani avea mama când s-a născut Davide? Păi mama avea 27. Păi la afli tu, nu știi. Tu nu. Dar și nu-ți dau vârsta asta. Dar tu ce faci? Trebuie să scazi așa, cum ai zis mai înainte, și cum ai zis, odată aici 45, mai scazi și din 45 șaptele ăla. 3 cu 4. Și atunci ar fi vârsta mamei când s-a născut Davide. Înțeles? Deci nu mai dăm vârsta mamei. Ce vârstă avea mama când s-a născut? Eu așa pot întreba. Ce vârstă avea mama când s-a născut Davide? Hai să facem o problemă așa. Zicem așa. Deci problema propusă. Nu mai dăm la început pe mama, ci dăm niște date ale problemei. Problema propusă. Da? Problema propusă cu Davide. Cu Mario, pardon. Stăm în discuție cu Mario. Spunem așa. Când s-a născut
Când s-a născut Mario, virgulă, Davide avea, trei ani. Acum, Davide are 7 ani. Acum Davide are 7 ani. Împreună, mama plus Davide plus Mario au 45 de ani. Împreună, mama, Davide, Mario au 45 de ani. Întrebări de acolo. 1. Întrebare. Bună, prima întrebare. Câți ani are acum mama și câți are Mario? Că pe David îl știu. Câți ani are? Câți ani are acum mama? Și câți ani are Mario? 2. A doua întrebare. Câți ani avea mama când s-a născut Davide? Când s-a născut Davide. S-a se scrie așa de legat, nu? Sărinuța. Nu se scrie legat. O să vezi tu de ce. Câți ani avea mama când s-a născut Davide. Bun. Hai să mai citim o dată problema. Problema propusă de noi acum cu discuție. Când s-a născut Mario, Davide avea 3 ani. Acum Davide are 7 ani. Împreună mama Davide și cu Mario fac 45 de ani. Câți ani are acum mama și câți ani are Mario? Deci, păi mama are. Nu, nu răspunde la mama de altă. Cred că cel mai ușor răspund la cine? La Mario. La Mario. Despre Davide știi care e acum 7 ani. Acum, înainte, avem facet 7 minus 3, 5. Sigur că da, 7 minus 3, dai pe cei 3, ca să vezi câți zămâni pentru... 7 minus 3, 4. Pentru ce exact. Și acum, câte are Mario. Mario. Deci, la prima întrebare, Mario. Pentru Mario, se ne întreba. Și de aceea facem 7 minus 4, nu? 7 minus 4. 7 minus 3. 7 minus 3?
De ce? Șapte erau crescut. Deci, hai să mai citim. Când s-a schimbat, David avea 3 ani. Acum el are 7. Înseamnă că a crescut cu, cu cât? 4. Deci din 7. 7 minus 3. Așa, minus 3, corect, egal cu 4. Corect. Deci Mario, răspunsul corect, Mario are 4 ani. Deci Mario are acum 4 ani. Pentru mama să răspundem. Da? Pentru mama să răspundem. Cum gândim. Dragilor, el scrie tot. O să vi-l arăt pe Mario, să văd, ia să văd dacă nu știu eu cum să să mișc asta în plan vertical. Da, e terminat. E, nu am descurcat, am vrut să-l arăt pe Mario cum lucrează el de atent. Să, să spunem așa, că în clipa de față... Întrebarea 2. Mama, câți ani, câți ani are mama? Mama egal, 4 plus 7 egal 11. Deci adunăm pe Mario și pe Mario și pe Davide. Deci Mario plus Davide. Dar nu am scris așa. Da, așa vine, nu? Că de-aia e zis 4 plus 7. Am scris mama egal 4 plus 7 egal 11, virgulă, Mario plus Davide. Și am scris 45 minus 11 și mi-a dat 34. Corect. Tu ai zis 4 și cu 3... 7 și cu 4, 11. Și cu 7 și cu 4, 11. Asta fac și eu acum. Eu zic Mario care are 4 ani plus Davide care are 7 ani, fac 11 ani. Că tot asta ai faci tu. Când ai zis 3 și 4 și 4, ai fac de fapt Mario și cu Davide. Da. Și fac 11 ani. Și acum cu mama împreună cu Davide, mama plus Davide plus Mario dădeau cât împreună? 45 de ani. Îmi face 45. Atunci, Davide și cu Mario știu că au 11 ani. Și atunci mama va fi egal cu 45 de ani. 45 minus 11. Corect. Este egal cu 34. 34 ani. Deci, 34 de ani are acum, da? 34 de ani. Da. Și cât avea mama când s-a născut Davide? La întrebarea 2? Întrebarea 2. Da. Câți ani avea când s-a născut Davide? Gata. Știu cât are acum, 34. Vom face 34. Da. Vom efectua. Deci pentru câți ani avea mama, să răspundem acolo. 34. Așa. Minus 7. Așa, minus 7, 34. Egal. 4. Da. 3 cu 4, 7. Și 2. 27. 27 ani. Și cu asta am răspuns și la întrebarea a doua. Deci, dragilor, putem formula probleme fel de fel aici. Gândim împreună, observați cum de la o problemă plecăm la alta, să încercăm de fiecare dată să găsim astfel de... să avem astfel de inițiative, pentru că le ținem atenția atrasă și satisfacția aceea că au pus și ei probleme. Fiindcă tot am discutat ieri de compunere de probleme, hai să mai faci o dată o problemă de aceea, să le arătăm prietenilor noștri, da, cu florile, da. Cu buchetul mare de flori. Acum, da. O să fiu surprins. Vreau să fiu surprins. M-am gândit, dar trebuie să dau un număr. Da. Deci, avem un buchet mare de flori, să repetăm. Da, da, nu-mi dat seama acum. Da? Deci ai gândit o problemă așa? Da. Ai stat acum și reflectat în direct.
și tu ai analizat așa cu atenție și atunci ești gata să dai răspunsul. Dacă punem câte 15, deci avem 15 puncte, 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 puncte. Da. Rămân. Deci punem câte 15, hai să zicem buchetul mare de flori. 15 și 13. Flori de aici, în vaza asta mare. Punem, ai spus tu câte 15, da? 15. 15, iar 15. Și așa mai departe, 15. Câte se completeze aici la sfârșit? 3. 15, 15, iar 15, și eu am să pun chiar 4. 15. Deci, vă dau răspunsul mai târziu. Câte flori las libere, îl dai mai târziu, da? Îl dau mai târziu. Bun. Și acum, Mari... Dacă punem câte... Ele erau 15 și mai adaugi ce? Câte? 7. Încă 7, foarte tare. Încă 7. Face echipă de 20 și câte sunt aici? 15 cu 7? Da. 15 cu 7 egal cu 22. 22 de flori. Așadar, înțeleg eu aici 15 și 7. Și uite așa, și uite așa. Spune-mi și două rămân goale. Două rămân goale, foarte tare. Deci goale rămân aici două. Și de aceea tu ai hotărât acele 15 aici le las și cu încă 7. Da? Și sigur și asta 15 și 7. Cum am zis noi. Două rămas goale. Deci 22 aici. 22 aici. Nu te spun câte flori rămân libere. Asta e. Rămân 12 flori. Hai să văd și eu. Deci, pe astea le-ai luat și le-ai pus aici. Aici 30, nu? Că 15 cu 15 fac 30. Și aici câte să pui încât să-ți dea un număr care să se împartă exact la 7. Că tu de 7 dai. Acum mă interesează. Nu mult prea târziu, nu vreau. Acum. Nu o să fie așa de târziu. Așa. Deci pui 30, cât să-i pui tu ca să dea un... 42, nu 42, 12. Pui 12, foarte tare. 12, când preluă fac 42 și 42 se împarte la 7 și îți dă câte 6, 6 vaze, nu? 6 vaze de complet cu câte 7, adică faci grupuri de 7, 7, 7. Da? Să împărți exact. Dacă tu dădeai 13, era bine? Nu. Nu. Era 43. 43 și nu se împarte exact, nu? Nimic. 7 ori cât să fac 43? Nu se există. Dacă nu, 12, alt număr care ar fi fost care să meargă cu 7 al tău? Alt număr. În afară de 12. 19. Foarte tare. 19. Încă 7 ai pus acolo. 7 ori 7? Și fac 49, nu? Și... Foarte clar. 26. Deci... 7 ori 8, 56. 7 ori 8, 56. Deci mergea... 26. Și mergea și 26. Din 7, 7. Deci 12, 19, 26. Și dacă mai vrei... 34. 33, cred că. Nu, 33. Da, 33. Da, 33. Vezi? Vezi că foarte bine merge mintea. Câte vreme te duci foarte bine pe calculul ăsta. Îmi place foarte tare ideea. Chiar ai prins foarte bine. Ăsta le lași mai târziu, vezi câte golești, vezi câte ți obții aici și pe urmă te gândești, vrei tu câte 7, cam ce număr se potrivește aici, să meargă foarte bine. Da? Este da. Teribilă problema. Așadar, din nou mai surprins, m-a plăcut. Am 4 vaze de așa puse, câte 22, nu, cu 7, 7. Mai trebuie câte? 4. Încă 2, pardon. Încă 2. Da? Una o pun acum, 15 și 7. Și încă una mai pun 15 și 7 și iată cum am completat cele câte vaze, cele 6 vaze, da? Cele 6 vaze cu câte 22. Gata. Și acum să răspunsul corect, da. Deci răspunsul corect la problemă. Am pus așa de multe flori.
Dai, bine, te descurci. 22 ori cât ori? 6 baze. Da. 6 baze. 6? 6? Numai 6? Nu. 6 baze plus încă 2. Așa. Goale. Așa. 6 și cu 2, 8 baze, nu? Da. 8 baze avem. Și flori? 122. Sigur? Nu. Nu. Ba da. Mai devin o dată. Dacă ar fi fost 5, 5 ori 22 cât faci? 122. 5 ori 22? 5 ori 22, 100. Mai ori 20 faci 100. Și celelalte 2 iar de 5 ori fac încă 10. Încă 10, 110. 110. Și mai adui pui 22, este așa să faci. La 130. Și 2. 132. Deci răspunsul corect este 132 flori. Da, răspunsul corect, 132 de flori. Dragilor, observați că împingem lucrurile și spre un calcul mental. Da? Mental, adică vreau să facem, fără să ne puteam face ușor 22 ori 6, da? Puteam zice așa, 22 ori 6, și 6 ori 2 de 13, 6 ori 2 de 10 și 1 de 13 și obținem rezultatul ăsta, dar mai o face foarte repede. Dar l-am invitat aici să gândească în 5 vaze. Dar de ce în 5 vaze mi-am zis eu oare? Fiindcă 22 ori 5 fac 110. 5 ori 20 fac 100, 5 ori 2 fac 10, 110 și mai până în cea de-a 6-a vaze cu 22 și a făcut 132. Dar și calculul, nu? Așa făcut, ne duce pe același răspuns. Mario, fiindcă avem desenul aici, mai facem o problemă, mai propunem o problemă de aceasta și după aceea ne ducem la model. Te rog să gândești... Da. Nu, tu. Câte cât pui în vaze la început? Așteptați să mă gândesc. Nu, aici poți să dai la întâmplare. Nu. De ce nu? Păi doar nu dai răspunsul la sfârșit acolo. Câte pui aici la început, așa? Ți-l la de mână. Știi că nu e aici secretul. Deci aici poți să vorbești tu când vrei. Vreau să mă gândesc să văd câte las libere și câte mai pun să se împartă la un număr. A, nu aici. Nu ai face aici efortul. Aici lasă la întâmplare. Să vezi. Pune tot la întâmplare. Punem câte? 20? Nu 20. 20 și hai să spunem 23. 25. 25. 25 e ușor din manevra. 23. Hai mă, lasă-mă 23. Cât vrei? Zic. 25. 25. Bine, mă cer să zic. 25. Iarăși 25. Dar faci și una cu 23, tu. 25. Și așa mai departe, 25. Câte ai de gând să lași libere? Să nu gândesc. Aici 4. Dacă lași 4 libere, înseamnă că să desenezi ultimele 5. Ultimele 5. Da? Deci zicem 25, 25, 25, 25 și 25. Bun. Și acum, și câte flori rămân libere, răspunde mai târziu. Știi, poanta? Vă spun mai târziu. Am înțeles. Și acum, câte îți propui tu să pui? Iarăși aici nu e problemă. Poți să zici tu? Nu. Deci poți să dai un număr cât vrei tu? Nu. Câte vrei să mă adaugi? Calculez să văd. Tu vrei dinainte? Nu. Dar uite, spun aici ca să nu ți-o oboșești mintea acum. Deci nu ți-o oboșești acum, mai târziu.